și va rămâne un preot pentru creștinii din Pașcani. Era un exemplu pentru preoți, pentru creștinii ortodoxi. A fost un om inteligent, cult, apropiat de Ioan Uriaș. Toată lumea, nu este cuvinte de vorbit despre el. Părintele Mocanu îl cunosc de cel puțin 30 de ani. A fost un preot extraordinar, un bun părinte, ca un tată, ca un bun sfătuitor. Îmi pare nespus de rău că a plecat dintre noi de vreme, dar Dumnezeu să-l ierte și noi o să fim alături cu ruga, alături de sufletul lui acolo în cerul unde a plecat. A fost și ca om bun, dar și ca profesionist. A fost în casa noastră tot la fel, de când ne-am mutat aici în oraș. Ne simțit casa, la sărbători de Crăciun, la fel, a fost în casă la noi. Copiii, într-adevăr, au fost profesori în religii, dumnealui, Dumnezeu să-l odihnească. Și o să ne rugăm, într-adevăr, pentru el, pentru că cu sufletul-i dus, dar rămâne printre noi. În afara faptului că pentru mine a fost preotul duhovnic, Părintele Mocanu, nu doar pentru mine, ci și pentru comunitatea noastră pășcăneană, a fost un om de mare ținută, un om al cărții, drept dovadă că a și publicat două cărți. Mai este încă una în pregătire, ultima carte a părintelui Mocanu, a cărei lansare o vom face, sper, cât de curând. Regret trecerea în lumea umbrelor, poate prea devreme, a preotului Mihai Mocanu. Dumnezeu să-l odihnască. L-am cunoscut prima dată la zilele Visarion Puiu, organizate de protopopiatul Pașcan. De fapt, inițiativa sărbătoririi mitropolitului știu că îi aparține lui. Și pe acesta pe care l-ai luat cu porunca ta, era cu dreptii pentru mare mila ta, avă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și iubitor de cultură. Pe Dumnezeu l-am cunoscut, dacă volumul său, născătoare de Dumnezeu, omul adânc din adâncul lui Dumnezeu, este o carte de teologie, în schimb se poate spune că cartea despre popa Duhul din satul care se trăgea, din satul în care s-a născut chiar preotul Mihai Mocanu, Cogeasca Veche. Cartea aceasta, zic, este o carte care interesează cultura, pentru că popa Duhul se știe cine a fost în raport cu Ion Creangă. Asta m-a făcut să-l trec printre colaboratorii visii noastre și chiar figurează în colegiul de redacție al revistei. Ieri, cu durere în suflet, am pus să fie trecută o cruce în dreptul numelui său
în caseta cu colegii redacționali. A colaborat la revistă cu articole privind etica. Sau mai degrabă pus clasa politică în raport cu etica. Nu le trece, nu? Cu vederea, ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului. El remarcând și faptul că avem de fapt o clasă politică, nu doar amorală, ci pur și simplu imorală, a reușit să trateze despre etică în proza lui Gala Galaction, dar avea un proiect să se ocupe și de romanele lui Ion Agăbilceanu și de Valeriu Ananie. Din păcate, s-a stins cu proiecte, Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău, de neșertăciuni sunt și ele au murit.